Prefectul județului Bistrița, Năsăud, a declarat stare de urgență vorbind despre un risc de epidemie din cauza necolectării gunoaielor. Situația a ajuns în acest punct deoarece compania responsabilă de colectarea deșeurilor și-a pierdut licența și a încheiat contractul cu autoritățile județene înainte de termen. Prefectul județului Bistrița Năsăud anunță într-un comunicat de presă faptul că Vitalia, compania responsabilă de colectarea deșeurilor, nu mai deține licența de operare și se află în imposibilitatea de a mai asigura colectarea gunoaielor în județ. Asta însemnând că Bistrița Năsăud a intrat în situație de urgență. Mai mult, acesta afirmă că în cazul în care gunoaiele nu se vor colecta, există riscul îmbolnăvirii în masă și a poluării mediului. Dată fiind situația potențial generatoare de risc asupra sănătății populației și mediului, prefectul județului a solicitat instituțiilor responsabile cu evaluarea riscului specific la îmbolnăviri în masă o analiză care să conțină impactul pe care ar putea să-l aibă situația prezentată mai sus, precum și măsurile necesare pentru evitarea acestea. Se arată în comunicatul de presă remis de instituția prefectului. Mai mult, ANCBP Bistrița Năsăud a postat astăzi pe pagina de Facebook următorul mesaj. Având în vedere situația fără precedent creată în județul Bistrița Năsăud prin rezilierea contractului între compania de colectare a deșeurilor Vitalia și Adi Deșeuri Bistrița Năsăud, ANCBP face un apel public către cetățenii județului de a avea un comportament civilizat față de mediu, ape și păduri, neprofitând de situația creată. Începând de astăzi, compania Vitalia și-a întrerupt activitatea de colectare a deșeurilor în județul Bistrița Năsăud. Prin deversarea deșeurilor în râurile din județ, riscăm un mare focar de infecție epidemiologic la nivelul județului. De asemenea, tragem atenția la distrugerea faunei piscicole, dar și la infestarea animalelor din mediul rural care se adapă din aceste ape și implicit la sănătatea noastră prin consumul produselor care derivă de la acestea.